Salut, gamerilor! M-am lovit aici, ieri cu șurubelița. Voi vorbi despre Catan Game of Thrones, pentru mine e cea mai mișto versiune de până acum. O să trec peste diferențele principale dintre Game of Thrones și Catan, ce conține planșa, zona Frostfang-ului, cum aper zidul, ce strategie folosesc și concluzie finală. Game of Thrones a fost prima versiune de Catan pe care mi-am cumpărat-o, pentru că îți dă posibilitatea să joci și Catan simplu, jocul de bază, doar trebuie să întorci planșa, în același timp îți oferă și diferite abordări de câștig. În principiu, regulile sunt la fel ca la Catan în jocul de bază, cu câteva diferențe majore. Aceleași resurse, piatră, cereale, oaie, lemn, argilă, diferența 3 zaruri în loc de 2, avem o zonă cu ziduri, o zonă cu tabere și o zonă cu wildlings, unde se eliberează monstruleții sau kraken, cum le zic eu. Din nou, ca la Catan, cel mai lung drum ia 2 puncte, aici mai este cea mai mare armată, încă 2 puncte, și mai sunt câteva cărți ajutătoare cu cavaleri pentru a te ajuta în joc. Am făcut planșa de 6 jucători, cum vedeți 6 culori, tocmai de asta avem 6 ziduri aici. Câți jucători sunt, atâtea ziduri o să fie. Ca să nu fac lucrurile prea complicate, o să iau doar 2 jucători ca exemplu, galben și verde. Se păstrează ca la Catanul normal, hoțu, și să-i dăm drum. Jocul începe ca la Catan, numărul cel mai mare așează primul, iar ceilalți urmează în ordinea celor de ceasornic. Ca exemplu, hai să așezăm. O să pun random o așezare, un drum. Apoi, următorul, o să folosesc verdele. O să pună și el, să zic, unde să pună. O așezare, nu acolo. O așezare, un drum. Apoi, ceilalți vor pune, îmi vine iar rândul, pun o așezare și un drum. După care, fiecare așează cât un gardian pe zid. Întotdeauna se începe de la 1 la 5, deci 1 va fi primul care va fi ocupat. O să pun aici. Se poate pune pe orice zid, dar din nou, se începe de la 1. O să pun aici. Haideți să-i punem și pe ceilalți. Nu o să mai pun celelalte așezări. Teoretic, așa s-ar începe cu gardienii plasați pe ziduri pentru a se evita wallbridge-urile premature. Ce este un wallbridge? Când un wildling trece din zona de tabere, sare zidul și blochează o zonă de aici. Fiecare zid are câte o săgeată care indică ordinea în care wildingurile vor sări peste zid și vor ocupa hexagoanele. Dacă începem de aici, wildingurile care vor sări vor ocupa hexagoanele în această direcție. Pentru zidul următor aici, aici și așa mai departe. Fiecare wildling atacă diferit. Deci, pe scurt, climberul sare, nu omoară niciodată cavalerul. Regularul, atunci când este wall breach și este 2 la 1, a sărit și ți-a omorât cavalerul. Iar giantul, dacă este 1 la 1, a sărit, a blocat și ți-a omorât cavalerul. Bun, cum eliberăm wildlings-urile din zona Frostfang? De fiecare dată când un jucător construiește o așezare sau un castel, de desubt sunt câte 2 cartonașe pentru un castel și un cartonaș pentru așezare. Fiecare simbolizează zona taberelor cu foc. Sunt 4 zone de tabără unde vor fi poziționați wildlings-urile. Pe spate, fiecare are cât un simbol pentru tabără și cât un simbol pentru wildling. În momentul de față, dacă galbenul, să zicem, construiește aici, a eliberat 2 wildlings. În zona cu scări a luat regularul, îl vom pune aici, la primul foc, adică prima zonă de tabără. În zona cu corturi a luat crawlerul, climberul de fapt, și îl vom pune aici. Bun, din acest moment s-a activat și zarul al treilea. În spatele zidurilor sunt zone numerotate de la 1 la 12. S-a dat 3, în momentul de față regularul este la 3. Se mută aici, atacă zidul 2. Acesta nu poate să treacă zidul pentru că zidul este apărat. Și din nou, dacă se dă cu zarul gri 3, se va duce tot în aceeași zonă și avem acum 2 wildinguri în spate, este 2 la 1. În acest moment, 1 va sări zidul și va bloca primul hexagon. După ce se întâmplă un wallbridge, se mută cartonașul la 1 și la 3 wallbridge-uri jocul se oprește și s-a încheiat. Ce strategie folosesc? La început, în principiu, cam așa se așează gardienii, dar câteodată se întâmplă ceva ciudat și se începe așa. Toți poziționează pe primul și mai rămâne unul descoperit sau depinde în câți jucători se joacă. Și așa se începe jocul. Este evident că în momentul de față nu se mai joacă neapărat la puncte și se joacă la wallbridge.
Adică, după ce se fac 3 wall breach-uri, se oprește jocul și se numără numărul de gardieni. La un număr egal de puncte și un număr egal de gardieni, se ia în considerare cine este cel mai la vest amplasat pe ziduri. În acest caz, galben câștigă. De menționat, la început, când se dă cu zarul, înainte să așeze, fiecare primește câte o carte ajutătoare din acest tank de cavaleri. Fiecare carte ajutătoare are două fețe, A și B. O poți folosi doar de 2 ori. Prima dată o ții cu albastru în sus, după ce ai folosit-o, ai întors-o. După ce o folosești odată, ai dreptul să o schimbi atunci sau aștept să o folosești și a doua oară și o schimbi după, cu alta din tank. Dacă n-ai folosit-o niciodată, nu poți să o schimbi. Trebuie să o folosești minim o dată ca să o schimbi. Aceste cărți îți aduc diferite avantaje, precum să eliberezi un hexagon ocupat de un wildling, să alegi o resursă când nu se dă zarul tău și nu primești nimic, când se dă 7 se mută hoțul să nu-ți se înjumătățească cărțile și așa mai departe. În principiu, interesul fiecăruia e să-și poziționeze cât mai mulți gardieni pe zid ca să-și apere zonele unde au poziționate așezările pentru a evita să fie blocat. În acest caz, pentru toate zidurile care nu au gardieni, din moment ce un wilding a ajuns în spate, a și sărit automat. Dacă primul hexagon e ocupat, sare și-l ocupă pe al doilea. Și așa mai departe. Aici intră în rol cărțile, una din ele te ajută să-ți eliberezi hexagoanele. În principiu, strategia se decide la început, după ce își așează fiecare jucător gardianul pe ziduri. De exemplu, acum este clar că se joacă la wall breach, pentru că majoritatea zidurilor sunt descoperite și atunci wildingurile vor sări imediat și se vor crea mai repede wall breach-uri. Bun, cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, thumbs up, subscribe și vor mai veni.